Bine v-am găsit, dragi copii! Pe parcursul anilor, de când ați devenit școlari, ați descoperit o mulțime de povești. Fiecare poveste ascultată sau citită de voi v-a captat atenția într-un anumit mod. Unele v-au impresionat datorită personajelor întâlnite, altele deoarece întâmplarea a fost interesantă. În ambele situații, ați învățat deja să selectați informații care vă duc cu gândul la acele personaje sau situații. Astăzi vom selecta informațiile potrivite care ne conduc înspre un anumit personaj. Să citim un fragment din povestea Spărgătorul de Nuci și să observăm cum pot fi identificate personajele. Herr Drosselmeier era creator de jucării, iar vizitele lui erau pline de surprize. Deodată, din cutii au ieșit trei păpuși în mărime naturală. Aveau un cadou special pentru Marie, un spărgător de nuci. Acesta era îmbrăcat ca un soldat frumos și avea barbă albă. Copii, fiecare obiect sau loc are însușiri legate de formă, mărime sau culoare. Personajele mai pot fi identificate după trăsăturile fizice, după fapte, atitudini sau însușiri sufletești. Observă! Omul era îmbrăcat cu totul în negru și purta o imensă pelerină. Era doar Herr Drosselmeier, nașul mult îndrăgit al Mariei. Copila a fugit să-l îmbrățișeze. Vizitele lui erau întotdeauna pline de surprize. Copiii s-au adunat în jurul celor trei pachete pe care acestea le adusese. Faptele nașului lui Mariei ne indică faptul că este darnic și generos. Acesta le adusese pachete. Atitudinea acestuia față de copii o putem observa din vizitele lui care erau mereu pline de surprize. Însușirile fizice le găsim în text. Acesta era îmbrăcat în negru și purta o pelerină imensă. Iar pe cele sufletești le putem extrage din faptele și atitudinile sale. Era bun, darnic și iubitor. Vă invit să ascultați o parte din povestea noastră. Momentul în care spărgătorul de nuci prinde viață. După plecarea sa, lucruri misterioase au început să se petreacă. La miezul nopții, Maria a fost trezită de ticăitul ceasului. Mai mulți șoareci au apărut și au început să mărșăluiască prin cameră. Spărgătorul de nuci a sărit din pat pentru a conduce bătălia împotriva șoarecilor. Regele șoarecilor s-a năpustit asupra lui, provocându-l. Reacționând rapid, Marie l-a salvat, aruncându-și papucul drept în capul inamicului. Când acesta s-a întors să vadă cine l-atacase, spărgătorul de nuci l-a răsturnat, învingându-l și a revendicat coroana drept trofeu al victoriei. După ce îl înfrânge pe regele șoarecilor, acesta se transformă într-un prinț, care o poartă pe Marie în multe aventuri. Aceștia poposesc împreună în țara dulciurilor, acolo o cunosc și pe zâna prunelor de zahăr, dar și pe mama Ghimbir. Acum vă invit să vă gândiți și să identificați personajele din următoarele fragmente.
Haideți să ne verificăm împreună. Primul personaj, cel care a purtat-o pe Marie în tărâmul dulciurilor, a fost spărgătorul de nuci. În al doilea fragment, am făcut cunoștință cu regele șoarecilor. Iar în cel de-al treilea fragment ne era prezentat Herr Drosselmeier. Fiecare obiect sau loc are însușiri legate de formă, mărime sau culoare. Personajele pot fi identificate atât după trăsăturile fizice, cât și după fapte, atitudini, vorbe sau însușiri sufletești. Puteți încerca să descoperiți caracteristicile personajelor folosindu-vă și de întrebări. Cine era nașul lui Marie? Cu cine se luptă spărgătorul de nuci și reușește să-și revendice coroana? Sau care este personajul care o poartă pe Marie pe tărâmul dulciurilor? Pe curând, dragi copii!